În rechizitoriul senatorului Ion Stan trimis în judecată pentru trafic de influență se menționează că procurorii anticorupție îl cercetează și pe actorul șef al Consiliului Județean Dâmbovița. Întrucât la data de 23 a 11 a 2012, Dima Nicușor Sorin a denunțat și pretins fapte penale comise de numitul Suțuianu Adrian în perioada iunie 2012 cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile locale, se va dispune disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor sub aspectul infracțiunii de trafic de influență prevăzut de articolul 257 cod penal, raportat la articolul 6 din legea numărul 78 într-o cauză separată. Se precizează în actul de acuzare al senatorului Ion Stan. Numele lui Adrian Țățuianu apare în dosarul deputatului Ion Stan care a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Acesta a fost acuzat că ar fi pertins sume importante de bani, în schimbul cărora s-ar fi angajat față de omul de afaceri, Nicușor Dima, care i ar fi sponsorizat campania electorală, că va obține contracte cu statul. Ion Stani a propus lui Dima Nicușor Sorin să-l sprijine în afacerile pe care le derulează, aranjându-i o întrevedere cu Adrian Țuțuianu, actualul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, despre care a afirmat că a revenit la sentimente mai bune față de el și că au bătut palma. O altă publicație centrală, Evenimentul Zilei, scrie că Tim a declarat că ar fi plătit senatorului cheltuierile cu materialele electorale, afișe BNR, în valoare de 30.000 de euro, la firma de publicitate din Târgoviște, Voxfad. Omul de afacere a mai explicat în fața procurorilor că ar fi dat senatorului Adrian Țuțuianu 20.000 de euro cash pentru cheltuieli electorale. Se pare însă că problemele socialdemocratului Adrian Țuțuianu nu se opresc la ușa DNA. Potrivit liderului PNL Dâmbovița, Mihail Volintiru Țuțuianu ar fi intrat și în atenția inspectorilor Agenției Naționale de Integritate. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Fețele Puterii de la MDI TV. În timpul zilei de astăzi am primit pe surse pe surse.ro o informație cum că ANI cercetează conflictul de interese dintre Stan și asociații Spitalul Județean Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița și Adrian Tuzuianu, președinte al Consiliului Județean.